Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la o nouă emisiune. Anul 2022 a desemnat orașul Ștefan Vodă drept capitala tineretului. Localitatea câștigătoare a fost stabilită în baza deciziei Comisiei de Evaluare instituită de Ministerul Educației și Cercetării. Programul are la bază drept următoarele direcții prioritare de intervenție. Este vorba de implementare de politici de tineret la nivel local, încurajarea autorităților administrației publice locale și consolidarea capacităților acestora în procesul de dezvoltare a unui model eficient de implementare a politicilor pentru tineret. Totodată, pe parcursul anului 2022, e datorită acestui fapt că raionul și orașul Ștefan Vodă a fost de fapt desemnat capitala tineretului. Ministerul Educației a alocat în acest sens 1 milion de lei, iar autoritățile locale au venit și ele cu o contribuție de aproximativ 500.000 de lei în acest sens. Astfel, ne așteptăm ca pe parcursul acestui an în orașul Ștefan Vodă să aibă loc un șir de evenimente în care vor fi implicați tinerii. Despre ce activități este vorba, ce să ne așteptăm la capitala de tineretului și ce de fapt își doresc tinerii să se întâmple în orașul lor pe parcursul anului curent. Răspuns la aceste întrebări le aflăm de la invitații de la noi din platou. Este vorba Maria Chisăliță, Asociația de Dezvoltare Durabilă Generația Pro. Bine ai venit la noi în studio! Bine v-am găsit! Și Vitalie Lazarev, Asociația Internațională a Tinerilor. Bine ai venit la noi în studio! Mulțumim! Iată că orașul Ștefan Vodă are marele noroc astăzi să fie capitala tineretului. Așteptăm după o perioadă pandemică de 2 ani de zile când toată lumea a stat prin case, am stat izolați cu toții, așteptăm să aibă loc un șir de activități, un șir de evenimente, de ce nu, întreg sud-estul Republicii Moldova să se adune acolo la Ștefan Vodă și să fie implicați în activitățile de tineret. Vitalie, vreau să te întreb pe tine în primul rând, cum ați reușit să convingeți Ministerul Educației că anume orașul Ștefan Vodă merită să devină o capitală a tineretului și ce înseamnă acest titlu pentru voi? A fost o cale, să spunem, nu chiar simplă, dar orașul Ștefan Vodă el are mai multe merite. Să zicem, anul trecut, împreună tot cu Asociația Internațională a Tinerilor, a fost implementat de asemenea un proiect finanțat de minister, în cadrul căruia s-a făcut o școală de vară unde tinerii au fost instruiți, au avut loc formări unde au fost învățați să creeze niște grupuri de inițiativă pentru a identifica niște probleme în societate. Ei acolo au fost învățați cum să le identifice, ce soluții pot identifica investitorii, ce investitori pot găsi și rezultat să rezolve aceste probleme. Și crezi că rezultat acestei întruniri de anul trecut, a acestor instruiri, iată că ați demonstrat că Ștefan Vodă merită să devină capitala tineretului, iar Ministerul Educației să investească în continuare în sud-estul? Da. Deoarece cred că Ministerul a obținut o oarecare încredere în raionul Ștefan Vodă și a fost un plus pentru Ștefan Vodă și a fost motivat Ministerul, deoarece a mai avut de a face cu Ștefan Vodă și de ce nu? O facem capitală 2022. Maria, ce înseamnă pentru tineri acest titlu de capitala tineretului? Știu că reprezinți și Asociația de Dezvoltare Durabilă, care lucrează împreună cu alte asociații și cu autoritățile locale la implementarea politicilor de tineret. Ce înseamnă pentru tine acest titlu de capitala tineretului și ce, de fapt, veți întreprinde pe parcursul acestui an? După cum ați menționat, asociația din care fac parte are o istorie frumoasă de peste 18 ani. Suntem într-adevăr foarte activi la nivel raional și avem foarte multe activități prin care am cucerit încrederea Ministerului Educației și cred că datorită activităților pe care le planificăm pe durata capitalei tineretului, am și fost selectați în această postură. Ce așteptări aveți de la acest an? Deja au fost identificate activitățile care vor avea loc? Desigur, noi am elaborat un plan de activități împreună cu celelalte asociații care implementează Capitala Tineretului. Credem că Capitala Tineretului va fi o oportunitate pentru tinerii din raionul Ștefan Vodă, dar și pentru ceilalți tineri interesați din Republica Moldova de a se implica activ în activități comunitare, de a-și implementa ideile în viață și
de a se realiza. Spune-mi, te rog, cum se vor implica în mod direct tinerii anul ăsta în activitățile planificate în cadrul capitalei și cum îi veți iniția să devină mai activi în cadrul acestor activități? Am pregătit pentru tineri câteva sesiuni de instruire în diferite domenii. Avem sesiuni de instruire în domeniul antreprenorial, avem în domeniul voluntariatului. Am pregătit câteva programe de granturi împreună cu celelalte asociații și cred că cel mai mare program de granturi va fi cel oferit de asociația pe care o reprezint. Din partea Fondului pentru Tineri va fi oferit pentru tinerii cu idei inovative din raionul nostru o sumă de peste 216.000 de lei pentru ca ei să poată să organizeze diferite activități care le vor sau să schimbe mediul din care vin, din care fac parte. Să înțeleg că, iată, Capitala Tineretului a adunat în jurul său mai multe organizații neguvernamentale care au atras și ele diferite proiecte pentru implementarea politicilor de tineret, iar la moment este lansat un apel ca tinerii cu inițiativă locală să vină cu diferite idei și pot câștiga granturi. Despre asta ne vorbeai. Da, aveți perfect dreptate. Și este deschis doar pentru tinerii din raionul Ștefan Vodă sau? Programul despre care vorbeam este doar pentru tinerii din Ștefan Vodă. Avem un alt program pentru tinerii care doresc să-și inițieze o afacere și deja este mult mai larg, adică pentru tinerii NIT din raionul Ștefan Vodă și Căușeni. Însă, în cadrul întregii capitale a tineretului vor fi diferite programe de granturi care vor implica tineri din alte localități. Poate să vorbească colegul Vitale despre asta. Da, chiar la acest subiect, Vitale, vreau să te întreb despre aceste facilități oferite tinerilor în cadrul programului sau în cadrul capitalei tineretului. Aceste programuri de granturi, către cine sunt lansate și care sunt oportunitățile oferite? Asociația noastră pregătește acum prima și cea mai apropiată activitate, care se numește Hackathonul, unde tinerii vor fi implicați, tineri din 5 raioane. În total, 50 de tineri care vor participa la workshop-uri, la instruiri. De asemenea, în rezultatul acestor instruiri, ei vor fi grupați în câte 5, în rezultat 10 echipe, care vor primi niște granturi, așa 1000 de lei pentru început, pentru a face ceva cercetări, pentru a descoperi tot ceva probleme, și în rezultat să-i motiveze, este un prim pas. Îi ajutăm să facă primul pas, restul este doar inițiativa și implicarea tinerilor. Dacă e să vorbim de organizațiile beneficiare în cadrul programului sau proiectului Capitala Tineretului, câte organizații sunteți? Avem 4 organizații care implementează acest program. Și ca să fie clar pentru cei care ne vizionează la moment, Capitala Tineretului stipulează nu doar activități festive, pentru că tinerii care ne privesc s-ar gândi că Capitala Tineretului asta presupune niște concerte mari în aer liber, niște activități distractive pentru tineri, dar nu e vorba doar despre asta. Pe lângă partea interactivă care am pregătit-o pentru tineri, vor fi foarte multe oportunități la care ar putea să se implice, după cum spuneam, foarte multe programe de granturi, vizite de studiu la antreprenorii care au reușit să obțină ceva, să se realizeze cumva Republica Moldova. Vom avea o sesiune de TED Talk, adică vor fi experiențe de viață care ar motiva tinerii cu o inițiativă să se realizeze ulterior și ei și să preia bunele exemple. Cum am putea consolida sectorul de tineret ca să devină mai implicat? Cum am putea uni, cum am putea atrage, de exemplu, pe tinerii din Palanca să vină la Ștefan Vodă pentru aceste activități sau din Marianca de Sus, din alte localități ale raionului Ștefan Vodă? Eu cred că după această perioadă pandemică care a durat atâția ani, eu cred că tinerii ei sunt flămânzi după activități, după implicare și ne va ușura în mare parte nouă treaba, pentru că ei, după atâta timp de stagnare, vor fi bucuroși de a se implica în diverse activități care sunt foarte interesante și care sunt, vizează în mare parte dezvoltarea personală, pentru că înțelegem că, da, școala este foarte bună și trebuie frecventată, dar pe lângă școală avem și dezvoltarea personală, dezvoltarea non-formală, care de asemenea este este importantă, la fel ca școala, în unele domenii chiar mai importantă. Și de aceea noi motivăm tinerii prin
cunoștințele noastre, noi de asemenea fiind voluntari de ceva timp, noi cunoaștem beneficiile și le aducem aceste, îi informăm și pe tineri de aceste beneficii pentru a-i motiva și mai mult. Atunci când discutăm despre tineri, discutăm despre un interval de vârstă, de la cât la cât, la câți ani ar putea să se implice cei care doresc în aceste activități lansate în cadrul Capitalei Tineretului? Când vorbim de tineri, avem în vedere tinerii de la 14 la 35 de ani, adică activitățile ar putea fi frecventate și de cei mai în vârstă, însă ăsta e grupul nostru țintă. Vorbim despre activismul civic al tinerilor, pentru că, iată, de mult timp autoritățile locale și nu doar se plâng că cumva, da, s-ar dori să fie implementate niște politici de tineret, s-ar dori să fie create niște oportunități pentru tineri, doar că aceștia devin cam pasivi și nu prea vor să se implice și nu prea prezintă interes. Iată că aici voi încercați să adunați la oaltă în cadrul activităților Capitale de Tineret tineri cu vârsta cuprinsă între 14 și 35 de ani și să îi motivați să participe. Da, aveți dreptate. Și totodată, cum veți integra școlile, instituțiile de învățământ din raionul Ștefan Vodă? Pentru că dacă ne dăm seama, de la 14 ani sunt tineri școlarizați încă. Avem diverse activități. Avem școala de artă în raion, avem școala de arte, de sport și respectiv liceu și școala profesională, mai avem gimnaziul, primară și de, ei sunt beneficiari și ei vor beneficia de aceste programe și pot să se implice direct în ele, oferind suportul, suport, materiale, ceva. Când a început lucrul la programul, la proiectul Capitala Tineretului? De când ați început a lucra la identificarea activităților, la ce veți face pe parcursul acestui an? De când se lucrează la aceste politici? Aș spune că am început a lucra chiar de când am aplicat la titlul de Capitala Tineretului, adică speram că o să fim selectați și ne gândeam cam cum am organizat fiecare activitate în parte, am căutat parteneri, am căutat persoane care ar putea să vină să inspire tinerii la activități, adică ne-am pregătit din timp, nu am lăsat pe ultima sută de metri. Adică încă din noiembrie anul trecut, de când a fost anunțat că Ștefan Vodă va fi Capitala Tineretului pentru anul 2022, voi deja, organizațiile neguvernamentale, erați pregătite cu un plan de activități? Desigur. Da. Și știm că autoritățile locale au venit și ele cu o contribuție de 400.000 de lei, iar Ministerul Educației va acorda un grant de 1.000.000 de lei, 1.400.000, s-ar putea ridica această cifră și la 1.500.000 de lei, poate chiar și mai mult, cine știe, se implică și agenții economici pe parcurs. Din această sumă, ce vă doriți să se întreprindă? Ce o să se înțeleagă, așa, dacă vă spunem mai simplu? Din această sumă, cel mai important este să obținem o implicare cât mai activă a tinerilor și acesta consider că va fi cel mai mare impact pe care îl va aduce Capitala Tineretului, deoarece tinerii au stat într-o perioadă de stagnare, zona asta de confort, ea se fortifică și cu cât mai mult timp stai în zona ta de confort, cu atât pereții sunt mai groși și mai greu să ieși din această zonă. Bună oară, Capitala intervine cu banii aceștia care ne va ajuta să implementăm proiectele propuse și să scoatem tinerii din această zonă de confort și sperăm anul 2022-2023 și următorii ani să devină mai productiv din punct de vedere a implicării a tinerilor. Diverse activități care vor fi create ulterior de tineri, de apeleuri, de instituții publice. Vreau să vă întreb cât de complicat v-a fost să convingeți autoritățile locale și cât de flexibile au fost autoritățile locale într-o colaborare cu organizațiile neguvernamentale în cadrul proiectului lansat Capitala Tineretului. V-a fost greu să conlucrați? Vă este greu să conlucrați cu autoritățile locale sau cum i-ați convins să devină și ei partenerii voștri? Din acest punct de vedere aș putea spune că suntem chiar norocoși, avem o primărie foarte deschisă. De la dumnealor și-a venit inițiativa de a ne implica în obținerea titlului de Capitala Tineretului.
Ulterior, noi am inclus toate forțele, ne-am regăsit mai multe asociații și ne-am implicat activ cu tot ceea ce am putut da mai bun. Cu Consiliul Raional colaborați, pentru că știu că de regulă în cadrul Consiliilor Raionale există un departament special pentru tineri, există o astfel de secție, o astfel de direcție în cadrul Consiliului Raional Ștefan Vodă și dacă colaborați, există o colaborare cu acești? Cu Consiliul Raional colaborăm chiar în cadrul programului de granturi despre care am vorbit anterior. Dumnealor ne susțin de câțiva ani buni, mai exact de 7, ne oferă finanțare pentru a implementa diferite inițiative a tinerilor și anul acesta, cu ajutorul Capitalei Tineretului, avem șansa de a oferi mai multor tineri șansa de a se exprima. Știu că una dintre probleme cu care se întâmpină tinerii la nivel local, nu vorbesc anume de Ștefan Vodă și de programul Capitala Tineretului, dar vorbesc în general de tineri, este identificarea unor locații de întâlnire, de discuții. Voi unde vă întâlniți de regulă pentru a identifica aceste activități, pentru a stipula ce avem de făcut, care sunt pașii următori, ce se va întâmpla în aprilie, în mai, în cadrul proiectului? Aveți spații? Vi s-au pus la dispoziție spații de întâlnire, de colaborare între toate părțile? Da, prima întâlnire care a fost organizată în vederea tuturor activităților a avut loc la primărie. După asta am decis să diversificăm puțin spațiul, să nu rămânem mereu în același spațiu și s-a decis cu fiecare întâlnire să spațiu diferit, atmosferă diferită, gândire diferită, totul să ne ajute să contribuim cât mai idei, cât mai variate și mai bune pentru a face Capitala Tineretului cât mai interesant. Tinerii care fac parte la ora actuală din focus group, adică cei care sunt cei mai implicați până la lansarea activităților, se cunosc între ei și cam ce vârstă au? Cu siguranță se cunosc între ei. Suntem iarăși tineri voluntari din diferite asociații care implementează acest proiect și suntem cu vârsta cuprinsă între 16 și 22 de ani. Spuneți-ne ce rol a jucat Liceul Ștefan Vodă în cadrul Capitalei Tineretului, pentru că știu că orașul Ștefan Vodă are unul dintre cele mai mari licee din Raion, chiar în centrul localității. Dacă ați încercat cumva să implicați și profesorii și cadrele didactice sau alt tineri din cadrul acestei instituții, dacă ați avut asemenea și aveți asemenea colaborări? Se prevăd colaborări cu liceul din privința spațiului spațiul unde va fi organizate diverse instruiri, diverse echipamente pe care le are liceul. Asta vorbim despre calculator, proiector acolo, pentru a ne ajuta să facem activitățile mai interesante. Știm că la ora actuală există și un audit la nivel național, un audit național de tineret, un raport din partea organizațiilor privind acțiunile întreprinse în cadrul planului de acțiune a tuturor capitalelor de tineret, pentru că an de an Capitala Tineretului se schimbă de la un oraș la altul și totodată acest audit național cumva în urma acestui audit se identifică localitatea în care se va petrece Capitala Tineretului. Cum credeți? De ce Ștefan Vodă a câștigat? Mi-ai zis tu, Vitalie, la început că un rol foarte important a fost aceste instruiri de anul trecut, dar încă probabil că nu e suficient doar asta, doar activismul câtorva tineri care au participat la niște instruiri. Ce a demonstrat acest audit național că a fost identificat anume Ștefan Vodă, Capitala Tineretului? Aș spune că am fost selectați datorită activităților pe care le oferim. Probabil am să mă repet, dar vom face un TED Talk, vom avea diferite vizite de studiu la antreprenori, vom oferi tinerilor granturi și îi vom implica în diferite activități, atât interactive, cât și instructive, și cu asta am fost, cred că, original și bun. Știu că unul dintre cei mai activi tineri alături de voi la identificarea politicilor de tineret și activităților în cadrul Capitalei a fost Alexandru Corceac.
La moment, Alexandru studiază în România, iar noi am reușit să-i luăm un interviu prin internet. El, împreună cu alți tineri ca voi, a lucrat la strategia raională de tineret în Ștefan Vodă. Haideți să-l ascultăm ce zice, după care revenim. Eu cred că un document strategic este numai decât un instrument de bază atunci când vine vorba de dezvoltarea unei comunități. Atunci când avem, este exact ca într-o familie, exact ca în viața personală, atunci când ai un plan de viață, când ai o listă cu sarcini, îți este mai ușor să vezi rezultatele pe care le poți obține și să-ți faci o viziune la realizarea obiectivelor pe care ți le propui. Inițiativa de a fonda strategia raională de dezvoltare sectorului tineret a apărut în anul 2021, atunci când către Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova am depus primul nostru proiect. A fost prima dată când am încercat să depunem un proiect în cadrul unui program ministerial de granturi pentru organizațiile tineret. Și am creat acel proiect împreună cu echipa de voluntari Oamenii Vești Ștefan Vodă, o echipă de tineri din Ștefan Vodă, împreună cu Asociația Internațională a Tinerilor, respectiv care are sediu în Chișinău. Am reușit să obținem un acord între organizații, iar de atunci tot colaborăm. Proiectul precedent se numea Youth Activation Program și presupunea mai multe activități, printre care inclusiv cea de a organiza și desfășura Forumul Raional al Tinerilor, la fel o inițiativă de premieră în raionul Ștefan Vodă, care a fost în anul trecut, luna iulie. Și post forum, bineînțeles, e nevoie de niște de rezultate ale sale, care cel mai important indicator îl considerăm strategia raională de tineret. Și importanța se relevă prin faptul că în urma unui studiu care a avut 1020 de tineri, deci am avut un număr de respondenți raportat la, așa să spunem, la teritoriul raionului destul de mare, ca să putem să avem așa o greutate în argumentele pe care o să le așezăm în documentul strategiei. Și începând din luna august, de la post-forum, bineînțeles, împreună cu experți din cadrul Consiliului Național al Tineretului din Moldova, am luat așa și reprezentanți din Asociația Psihologilor Tighina, pare mi se așa se numește organizația, care s-a ocupat de aceeași procedură în cazul raionului Căușani. Deci am avut norocul să discutăm cu ei despre experiența pe care au avut-o. Și la nivel local, deci Direcția Generală Educației, Direcția Cultură, Tineret, Sport și Turism Ștefan Vodă, și cei care cred că ne ajută cel mai mult este reprezentanța Direcției Administrației Publică, acolo unde, dat fiind fapt că strategia este un document de politică publică, respectiv ei sunt cei interesați ca acest document să fie unul numai decât de calitate, respectiv pe lângă ceea ce el reprezintă și trebuie să reprezinte interesele și necesitățile strigente ale tinerilor, trebuie să fie un document de politică publică de calitate, astfel ca implementarea lui sau atunci când următoarele proiecte se vor baza pe el să fie unele numai decât întemeiate, să fie numai decât cu un obiectiv foarte clar, așa ca în 2025, atunci când se va încheia perioada de acțiune a actualului document, să avem niște rezultate pe care să le putem dovedi, să putem zice acum avem un program de capacitare pentru tineri, acum avem consilii de tineret, iată cam acesta ar fi necesitatea lui de a acoperi interesele și necesitățile tinerilor și, doi, de a fi un document de calitate în baza căruia să putem da viață diverselor inițiative și a le susține și să ne ajute în alegerea obiectivă a fiecărei, da, atunci când vine vorba să susținem o inițiativă. Sau să susținem inițiativele, este nevoie de fiecare, doar cu mici îmbunătățiri, dar să ne ajute în a le prioritiza. Strategia de tineret a trecut deja, bineînțeles, faza de elaborare, atunci când experții au încercat, în baza raportului pe care l-am elaborat noi în proiect,
au încercat să interpreteze cam cum ar arăta așa primele schițe ale strategiei. Urmat de acest fapt, strategia a fost expusă consultării publice pentru prima dată la data de 3 noiembrie. Atunci ea a fost consultată cu tinerii și organizațiile care lucrează cu tinerii, au tangență cu tinerii, atunci când am invitat să vină cu opinia lor sau să se exprime pe marginea documentului. Urmează pe 3 noiembrie 2021, atunci când avem consultarea documentului de strategie împreună cu Ministerul Educației și Cercetării, cu Consiliul Raional și cu toate primăriile din Raion. Noi am lansat o inițiativă, respectiv trebuie să recunosc că am fost uimiți să vedem receptivitatea primăriilor din Raion, că au venit practic toate să cunoască care e documentul și ce prevede el și bineînțeles ce își pot asuma ei la realizarea lui. Iar la moment documentul este spre avizare în, deci, așa să spunem, subdiviziunile Consiliului Raional Ștefan Vodă, care, cum spuneam mai sus, încearcă să îmbunătățească, să vină să vină pe marginea documentului și să pună acele puncte pe i, acele virgule unde s-au scăpat, dat fiind faptul că experiența dumnealor este una mult mai vastă în documentele de politici publici și respectiv suntem la etapa când stabilim sau vedem încă o dată fezabilitatea priorităților alese, vedem care este impactul obiectivelor pe care le propunem și cât de realizabili sunt indicatorii acestor obiective, ca să putem foarte clar în următorii 3 ani, pentru că am ales acest termen în conformitate cu hotărârea de guvern cu privire la documentele de politică publică. Este cel mai mic termen care poate fi pentru acest tip de documente, dat fiind faptul că e prima dată când Raionul Ștefan Vodă va avea o asemenea strategie. Anul acesta o să fim și capitala tineretului, deci acel program care ne-a bucurat inimile fiecăruia când am aflat că am fost declarați câștigători. În această perioadă intensificăm eforturile noastre pentru a identifica necesitățile și sau cumva a ne menține la curent cu toate opiniile tinerilor, cu ce își doresc ei, ce îmbunătățiri văd ei asupra actualei situații a sectorului. Organizăm activități numai decât și aici prioritatea care este numărul 4, participarea tinerilor, rămâne una, așa să spunem, în acțiune permanentă. Avem nevoie de câteva lucruri pe care tinerii le-au pus în prim plan și anume participarea în procesele decizionale și aici s-ar chema un Consiliu Raional de Tineret împreună cu o rețea raională de consilii locale ale tinerilor care să vină și să fie mereu lângă tineri, să primească mereu acel feedback ca să știe că acest vector merge așa mai departe, pentru că strategia are și 3 faze de raportare, deci primul raport, raportul intermediar și cel final, și între aceste rapoarte, așa cum am menționat și în documentul strategiei, comisia de lucru va stabili numai decât cum mergem mai departe, da? Cum conducem vectorul așa ca el să fie cât mai eficient. Respectiv, procesul decizional este unul care tinerii spun că vor să fie implicați, vor să fie consultați la ce se întâmplă, cu precădere în documentele care îi vizează pe ei. Pentru că am auzit asta și la consultări atunci când ei au rămas, pe noi o să ne cheme să ne expunem asupra unui document al Consiliului Raional și zic, păi da, păi e documentul tinerilor. Respectiv, tinerii vor să știe. Cu atât mai mult, eu sunt de părere că tinerilor trebuie să le aducem aspectul de cetățean activ, cetățean care se interesează de viața comunității prin a se implica în procesele care îl vizează decizional, de a participa la ședințele Consiliului Local acolo unde îl vizează de bugetare participativă, ca să știe elementar cât s-a alocat sectorului tineret în localitatea mea pentru anul viitor și la sfârșit de an pentru ce s-au cheltuit acei bani. Dacă nu am fost noi tinerii cei care am cheltuit, înseamnă că unde au mers ei. Cel mai des în Raionul Ștefan Vodă, tinerii au parte de oportunități și de susținerea ATL-ului. Am reușit să vedem asta pe parcursul proiectelor noastre.
Respectiv, o altă prioritate este o comisie de co-management la nivel de Consiliu Raional Ștefan Vodă, care să ajute în stabilirea cumva a obiectivelor de politică publică pe sectorul tineret în următorii ani. Deci este o practică europeană care se dorește a fi implementată și la noi, în sud-estul Republicii. Știm buna experiență a Raionului Căușeni în acest sens și a multor altor localități. Pe acest segment ne ajută și Consiliul Național al Tineretului din Moldova, care sunt profilați în ceea ce privește activitatea astfel de comisii. Respectiv, tinerii își mai doresc partea de angajare în câmpul muncii, pentru că de tineri vorbim de la 14 până la 35 de ani, așa ne spune legea tineretului. Și aici e vorba că, bine, tineri în perioada asta își creează și familii, în perioada asta termină și studiile și e vorba și de un job pe care trebuie să-l aibă. E vorba și de ce se propune la nivel local, pe lângă programele naționale, pentru ca acești tineri să poată accesa, așa să spunem, careva oportunități pentru ei. Și aici am discutat de un program de, cumva să spunem, de capacitare a tinerilor în ceea ce privește angajarea lor în câmpul muncii. Aici ne propunem să colaborăm cu agenți economici și primării pentru a identifica tinerii care au nevoie de un loc de muncă, care au studii și cei care n-au studii, împreună cu suportul agenților economici și a primăriilor, să-i direcționăm către O1 și respectiv să încercăm să le asigurăm în localitate un loc de muncă, cel puțin. Și aici ne orientăm ca în 3 ani, dacă am reușit să angajăm un minim de 100 de tineri la nivel raional, deci ar fi deja un plus major. O altă parte care o vedem noi, o altă prioritate, este cea de participare a tinerilor și aici ne referim la activitățile pentru tineri. Ne dorim ca tinerii în timpul liber să fie orientați spre o educație non-formală, spre învățare continuă și să participe la evenimente, pentru că actualmente ne trezim cu o pasivitate ridicată în rândul acestora și asta se face din cauza dezinformării, pentru că ei nu au reușit să știe ce este voluntariatul, poate o parte mare din ei, și de ce trebuie să-l faci. La moment, strategia, cum spuneam mai sus, este la avizare. Încă nu a fost supus publicului pentru completarea planului de acțiuni, sunt doar activitățile de bază ale ei. Ele necesită detaliere și propuneri cât mai multe, pe care noi în cel mai scurt timp sperăm să le putem pune la dispoziția tinerilor ca să-l completeze cu ce își doresc ei. Credem că până în luna mai vom putea ști planul de acțiuni, iar dacă știm planul de acțiuni, putem să știm și bugetul. La moment vedem o sumă care depășește 300.000 de lei contribuție locală și deja ce putem, aportul pe care putem să-l aducem noi, respectiv nu știm încă cât o să ne coste acest document, chiar dacă s-ar părea că e atâta muncă în el. Suntem la parte de logistică, pentru că ne dorim să fie de calitate, și la parte de acțiuni vom încerca să ajungem măcar la jumătate din respondenții noștri, să le vorbim că opiniile lor se regăsesc acum într-un document, într-o strategie raională, nu pur și simplu într-un raport care stă pe biroul cuiva care a uitat de el, dar se găsesc într-un document și acum e timpul ca ei să propună ceea ce își doresc. Că vor, zicem, forum raional să fie în fiecare an ca să poată discuta, că vor cât mai des să fie întrebați, că vor să știe mai multe despre sectorul tinerilor din localitățile lor. Și acum, cam ocazia, din câte cunosc, Ministerul Educației primește, deci pregătește un program pentru localitățile rurale, pentru tineri. Și aici cred că va fi un nou, pentru că strategia are și partea cea de analiză SWOT și la punctele tari cred că vom mai putea înregistra. Pe parcursul lucrului asupra documentului reușim să găsim tot oameni noi și noi care vin cu propuneri, care au ce spune și deci cel mai tare punct pe care îl avem noi. Întâlnim tot mai mulți tineri care vin să studieze la liceul din centru raional. Reușim prin proiectele noastre, pentru că
S-ar părea că voluntariatul nu are nevoie de bani, da, el nu are nevoie să fie remunerat în bani, dar are nevoie de mici resurse, poate, care stau la disponibil. Noi am avut un proiect în care am avut nevoie de transport și Consiliul Raional ne-a acordat transportul. Deci ne duceam pe la fiecare șef de direcție și ceream mașina lor ca să mergem într-un sat într-o anumită zi. Ca tânăr vreau să văd capitala tineretului pe lângă, așa să spunem, introducerea asta foarte frumoasă, o să fim capitală, că o să avem activități. Ca tânăr aș vrea să văd multă energie. Deci, și când zic energie, vreau să văd mulți alți tineri din a, pentru că noi permanent spunem, alte raioane fac așa, alte raioane nu sunt active. Ca un tânăr din raion vreau să văd acești tineri la noi, să vină să vorbească de experiențele lor, să vină să vadă experiența noastră, să putem face acel așa, să punem schimb de feedback, să putem să discutăm despre ce au ei și ce au reușit ei și de ce nu, de ce am reușit noi, pentru că raionul Ștefan Vodă are și el tinerii lui foarte bravi, are și el oamenii lui deci, care ajută tinerii să-și atingă obiectivele și să discutăm anume despre ce ar fi. Deci cum s-ar întâlni acești tineri din toată Republica în capitală, pentru că capitala din cele mai vechi timpuri a unui stat înseamnă centru așa de decizie, centru de energie, centru de activitate, centru de a mă duc în capitală, mă duc acolo, știți, așa, în, acolo unde e cel mai înalt așa nivel de așa să zicem, nu că de patriotism, dar cel mai, acolo unde se resimte cel mai bine acasă, sunt în capitală, sunt în centru. Respectiv, am vrea și capitala noastră să fie acolo unde vin tineri mulți, unde tinerii își doresc să ajungă, să vină la noi, pentru că am pregătit oportunități foarte bune. Vrem ca capitala să vină și cu, așa să spunem, aportul ei în ceea ce privește identificarea necesităților tinerilor și nu doar identificarea problemelor, dar și propunerea soluțiilor. Pentru aceasta avem în capitală, să zic, din programul asociației pe care o reprezint și aici avem forumul național al tinerilor pe care vrem să-l facem în capital, așa ni se pare foarte, nu știu cum, corect, pentru că acolo să discutăm și anume să discutăm soluțiile. Asta și-am scris, că vrem să discutăm soluții și vrem să ajungem la tineri cu ideea de vino să ne propui soluții, pentru că problemele reușim să le cartografiem fiecare din noi, se pune întrebarea, dar ce propunem ca răspuns? Zic eu, această sumă este una de impact major pentru a realiza activitățile. Pe lângă contribuțiile care le mai strângem noi așa organizațiile, eu zic că o să reușim să facem ceva foarte frumos și o să fie destul pentru a porni cel puțin și pentru a realiza niște obiective care le avem propuse. Sigur, la atunci când vom face balanța realizărilor noastre, vom vedea ce am început și ce am realizat, pentru că eu niciodată nu spune că nu am reușit. Noi întotdeauna avem ceva care trebuie terminat și avem ceva care deja am făcut, respectiv o să avem realizări și începuturi la fel de capitală. Și zic eu, riscuri, zic eu, să puțin de așa de lipsă de energie, poate de soare afară, poate de alte, dar riscul cel mai mare pe care ne-l asumăm este să reușim să fim pe placul tinerilor noștri, să acoperim interesele lor, astfel că activitățile pe care le facem, sumele, pentru că nu sunt cel mai important element, dar pe care reușim să le investim, să fie cu impact și peste 10-20 de ani, acești tineri să fie ei ambasadorii a ceea ce am reușit să investim și să îi găsim în viitor cetățeni activi, lideri politici, angajatori, antreprenori și, de ce nu, toți care vor pune bazele unui noi comunități.
Iată că am revenit în studio, aceste politici de tineret care, și această strategie de tineret care a fost creată, la care se lucrează și care încă urmează a fi implementată la nivel de raionul Ștefan Vodă, a propus sau a pus pe foaie mai multe activități de tineret alături de activitățile care sunt deja lansate în cadrul capitalei. Cum credeți, care sunt și în general, care sunt următorii pași în scopul dezvoltării și îmbunătățirii serviciilor de tineret la nivel local? Cum credeți? Ce pași urmează să se facă la nivel local ca să se îmbunătățească? Bine că capitala tineretului e doar pe 12 luni. Ulterior, ar mai trebui făcut niște pași ca să se mențină orașul Ștefan Vodă la nivelul așteptărilor pentru tineri. Dacă începem cu capitala, să spunem așa, un nivel destul de înalt, sperăm ca să se țină așa nivel, poate și mai mare, în decursul anilor, pentru a se organiza și de a se crea ceva centre sportive, pentru un loc de a fi un loc de întrunire a tinerilor care deseori prin oraș practic rar când au ceva ce se ocupe. Și v-ați dori foarte mult ca în primul rând domeniile de intervenții pentru tineri să fie mai diversificate, adică să nu se lucreze la politici de tineret doar, de exemplu, în plan de instruiri sau doar în plan de crearea unor lansarea anumitor activități festive, dar să fie cumva și mai diversificate și mai originale ca tinerii din Ștefan Vodă, ca de altfel și cei din Căujin și din toată țara, să aibă un spectru mult mai larg de activitate, să îi se propună un șir de alte activități. Acum, seara, unde vă petreceți timpul? Cel mai des în parc, la căminul liceului, unde deseori sunt organizate acum în aer liber jocuri de volei, unde se adună foarte mulți tineri, chiar din afara căminului, care este un loc unde merge așa un schimb de experiență, o interacțiune foarte frumoasă a tinerilor, mai ales acum cum s-a încălzit și totul înverzesc, să zicem așa, și relațiile între tineri și este așa un... Sperăm să avem mai multe locuri de genul în raion. Vreau să vă întreb dacă în cadrul politicilor pe care le-ați desemnat fiecare dintre organizațiile dumneavoastră au fost oferite oportunități și pentru tinerii cu necesități speciale sau pentru acei tineri care ar trebui să fie considerați egali cu toată lumea, dacă vor fi implicați în cadrul capitalei tineretului și tinerii cu diferite grade de dizabilitate, cu diferite necesități speciale. Aveți asemenea politici? Da. După cum spuneam, va fi desfășurat un program de granturi de către Fondul pentru Tineri Ștefan Vodă, însă avem Fondul de Antreprenoriat Ștefan Vodă, care ne implementează asociația pe care o reprezint, Generația Pro, în care ne propunem ca anul acesta să oferim granturi tinerilor care doresc să inițieze o afacere și ne axăm pe tinerii NEET care nu sunt încadrați în câmpul de muncă, care au anumite dezabilități, care au revenit de peste hotare și încă nu s-au regăsit în ceea ce vor să facă și astfel vrem să încurajăm să deschidă o afacere aici în Moldova, să se dezvolte, pentru că avem toate. Și au șansele să aplice în cadrul acestui program, în cadrul acestui proiect și să beneficieze de ce sume? Vor fi 2-3 mii de euro, se discută. Pentru fiecare dintre tineri. Acești tineri. Dar avem în Ștefan Vodă tineri cu necesități speciale care ar putea deveni activi alături de toți ceilalți tineri, pentru că suntem toți egali, așa cum am zis. Am avut câteva sesiuni cu tinerii și am încercat cumva să identificăm, să vedem dacă o să avem cui oferi granturi și într-adevăr sunt tineri care ar putea să beneficieze de asemenea proiect. Sperăm foarte mult că vor aplica, nu vor ezita și vor veni cu idei inovative și atunci vor fi selectați și într-adevăr vor avea șansa să se încadreze în... Dar care sunt obstacolele cu care se confruntă acești tineri? De ce nu sunt la fel de implicați? Întâmpină anumite dificultăți? Care ar fi obstacolele cu care se confruntă acești tineri?
cel mai mare obstacol pe care îl consider este că și-au pierdut, într-un fel, încrederea în sine. Obstacolul există doar în mintea celui care crede că are obstacol. Dacă este dorință, orice obstacol poate fi depășit și nu poate fi... Avem multe exemple cu oameni diferite nevoi care au reușit în viață și nu s-au plâns de obstacole, așa că... Vreau să vă întreb dacă în cadrul Capitalei Tineretului aveți proiecte de colaborare cu agenții economici. Există asemenea idei, există asemenea activități de a atrage, de a implica și agenții? Da, sunt implicați și agenții economici, ei sunt la diverse activități, sunt finanțatori, colaborăm cu ei. Pentru că ați vorbit de potențialul angajator, da? De potențiali agenții economici care urmează să angajeze în cadrul muncii acești diferiți tineri, inclusiv cei reveniți de peste hotare, cu necesități speciale, tineri marginalizați, și atunci ar trebui să implicăm și agenții economici. De asta și vă întrebăm dacă aveți o colaborare cu agenții economici și cât de flexibili sunt ei pentru a contribui în cadrul Capitalei Tineretului la activitățile propuse. Desigur, ei sunt, au fost și ei tineri și noi suntem acum tineri și ei ne ajută. Că poate timpurile acelea au, cum, poate tinerii nu au fost implicați așa de tare sau poate au fost mai implicați și doresc noi acum tineri să avem tot ce e mai bun, pentru că la rândul lor sunt și ei părinți, au și ei copii și contribuie și ele. Vreau să vă întreb cum va fi monitorizat nivelul de implementare a activităților în cadrul Capitalei Tineretului. Cum veți monitoriza că toate activitățile au fost implementate, că calitatea pe care v-ați propus-o inițial a fost asigurată? Cum va fi efectuată această monitorizare? Mai întâi de toate avem un coordonator de proiect care are grijă ca toate evenimentele sau activitățile să fie organizate la timp. Și luând în considerație că suntem patru organizații cu totul diferite, patru asociații, avem grijă unul la celălalt să ne uităm să fie totul desfășurat ca la carte, dacă pot să spun așa. Și în același timp încercăm să colaborăm, să nu fie o oarecare concurență între noi, ci toate activitățile să se organizeze la nivel. Iată că ați vorbit și am spus încă de la începutul acestei emisiuni că în cadrul Capitalei Tineretului orașul Ștefan Vodă a desemnat 51 de activități de tineret. Ai vorbit despre antreprenorul social Beach Angie, a concursului de granturi pentru inițiativele tinerilor. Mai vedem în cadrul activităților propuse unei armaroc a profesiilor, da? Și vreau să vă întreb pe fiecare dintre voi, cum vă uitați la rata șomajului între tineri, pentru că în comparație cu alte categorii de vârstă, Republica Moldova a identificat că de fapt rata șomajului în rândul tinerilor este foarte mare, mult mai mare decât da, în alte categorii, așa cum ziceau, iar una dintre cauzele principale o constituie nivelul scăzut de instruire a tinerilor. Am putea cumva ridica procentul de încadrare în câmpul muncii prin aceste activități pe care vi le-ați propus? Desigur, tinerii, majoritatea tinerilor spun că n-au unde se angaja, dar aceasta reprezintă doar o privire, să spunem așa, superficială și noi dorim să aducem la cunoștința majorității tinerilor că sunt posibilități, dorință, este nevoie de dorință și tinerii care sunt doritori de a se încadra în câmpul muncii vor fi informați și ulterior, posibil, sperăm să se angajeze. Dar cum ați reușit să încurajați organizațiile de tineret, organizațiile neguvernamentale să-și exprime spiritul civic al tinerilor și să se implice în cadrul Capitalei de Tineret? Cum ați reușit să vă consolidați toți ca să identificați și să elucidați acest spirit civic al tinerilor? Cât de greu a fost să vă uniți? Foarte simplu, aș spune. Noi suntem, dacă reprezentăm noi diverse activități, noi înainte tot organizam activități, dar cu un buget mai mic. Dar acum cum avem așa onoarea de a fi capitala tineretului, a venit așa, ne-a unit de la sine. Toți ne-am apropiat și am spunem, da, să facem cea mai frumoasă capitală a tineretului.
Iată că la final vreau să vă întreb, pentru că abordând participarea civică, dacă tot discutăm despre tineri, despre gradul de implicare, despre capitala de tineret, abordând participare civică și politică, potrivit Comisiei Electorale Centrale, la turul 2 al alegerilor din 2020, rata de participare la vot a tinerilor cu vârsta cuprinsă între 18 și 20 de ani din toată Republica Moldova, vorbesc, nu doar din raionul Ștefan Vodă, în listele electorale a constituit 52,2%. Adică, cumva, la alegerile din 2020 s-a arătat un procent destul de mare de implicare a tinerilor, anume cu vârsta de 18 și 20 de ani. Vârsta 21-35 de ani a constituit peste 51%, adică participarea la vot, 51% din numărul total a tinerilor cu vârsta de 21 și 35 de ani au participat la alegerile din noiembrie 2020, la turul 2 al alegerilor. Totuși, de fiecare dată se vorbește, tinerii sunt pasivi, nu ies la vot, nu se implică în activitățile sau nu vor să se implice în activități politice. Am putea crește cu ajutorul acestor activități în cadrul capitalei tineretului și spiritul civic, politic al tinerilor? Să devină mai activ, să participe mai activ la vot? Desigur, noi sperăm tot de asemenea ca tineri, care deja suntem, am plinit și noi 18, vom constitui și noi un procent acolo și sperăm că procentul acesta la fiecare alegeri să fie din ce în ce mai mare și consider, sunt sigur chiar, că această capitală a tineretului îi va mobiliza într-un fel, să spunem așa, tinerii, ca să fie mai activi și să spună că eu pot să fac o schimbare în țara mea, în societatea mea. Și asta depinde doar de mine și de dorința mea. Pentru că, iată, doar jumătate din tinerii de vârsta voastră, cu vârsta aptă de vot, au decis să participe și, de fapt, an de an decid să participe. Doar jumătate. Jumătate zic, nu mă implic, nu votez, nu ies la vot, nu am nevoie să mă implic în acest proces, deși democratic și liber, așa îl considerăm noi. Voi ziceți că, iată, capitala tineretului cumva îi va motiva, da? În cadrul capitalei tineretului, cred că tinerii vor învăța să spună despre necesitățile lor și cumva se vor motiva să vorbească despre... Da, despre dorințele. Despre dorințele care le au, da. Și atunci, cred că... învățând să se exprime, să-și spună opinia, tinerii vor ieși mai liber la vot și vor decide viitorul țărilor. Și spre final, vom avea și activități festive? Pentru că asta e curiozitatea multor tineri care ne privesc aici. Vom avea vreun concert la Ștefan Vodă? Desigur. Să venim toți să ne distrăm? Desigur. Cred că cele mai interesante și mai picante activități vor fi o seară de jazz în parc. Vom avea cea mai grandioasă și sper că cea mai frumoasă zi internațională a tineretului, la care așteptăm cu mare drag pe toți tinerii țării. Și pe când sunt planificate aceste activități în aer liber, activități distractive? Despre seara de jazz în parc de care spuneam... Okay. Seara de jazz în parc despre care spuneam va fi organizată la finele lunii mai, iar Ziua Internațională a Tineretului va fi pe 12 august, cum se organizează în fiecare an. Pe parcursul lunii aprilie-mai vor mai fi desfășurate și alte activități? Urmează activitățile care sunt în cadrul capitalei tineretului, dar se discute, este echipa de voluntari Oamenii Vie în raion și acolo discutăm să mai organizăm ceva activități care vor fi într-un fel tot din cadrul capitalei tineretului, dar când nu va fi necesară finanțare. Vor fi cu ajutorul voluntarilor, cu ajutorul instituțiilor publice și vom organiza de asemenea tot ceva activități ca să încălzim pe tineri, să le dăm de știre că este doar începutul și urmează ceva și mai mare și mai grandios. Iată că încheierea anului 2022 va încheia și decada capitalei tineretului la Ștefan Vodă, iar asta ne va propulsa direct în alegeri la anul. Vă așteptăm mai mulți tineri activi?
să educăm în toată această perioadă? Care sunt așteptările după încheierea acestei perioade? Poate că va suna un pic cam egoist, dar sperăm că Capitala Tineretului va fi o mică publicitate pentru raionul nostru și astfel vom... Promovare! O mică promovare, da, pentru raionul nostru și sperăm ca tinerii din alte localități să vină, să vadă cum este la noi Ștefan Vodă, sperăm să le placă, cum totul este amplasat, ce e și infrastructură, chiar poate ideile noastre, care le avem, ideile de activități și să ia exemplu, dar și să se implice la activitățile ulterioare organizate de asociațiile noastre. Și să motivăm cumva autoritățile locale să aloce și pentru anul 2023 mai multe surse financiare pentru tineret? Desigur, tineretul este o investiție pe termen lung. Investește acum, anul acesta, anul viitor. Trebuie de investit cât mai mult în tineri, pentru că la început poate... Să zicem așa că investim banii, dar nu vedem rezultatul. Rezultatul se vede în timp. Investim acum și peste 10 ani, peste 15 ani, să zicem, vom vedea niște tineri cu un spirit civic foarte dezvoltat, care tineri care vor fi la momentul celălalt matur, niște maturi responsabili, niște maturi care își îndeplinesc toate obligațiunile de cetățean, un cetățean activ și să sperăm că... să motiveze atunci, să fie motivați și tinerii din viitor. Eu vă mulțumesc foarte mult că ați făcut un drum lung de la Ștefan Vodă până la Căușeni, dar să știți că noi, căușănenii, ne mândrim că, de fapt, orașul nostru vecin, Ștefan Vodă, a obținut titlul de Capitala Tineretului pentru anul 2022. Iată că ne-o luați înainte și noi ne uităm așa cu o invidie albă. Avem ce învăța de la voi. Așteptăm aceste activități să devină mai vizibile, mai transparente și totodată ca tinerii de la Căușeni să știe, să vă meargă pe următorii pași și cine știe, poate în 2023 se inspiră și ei de la voi și atrag Capitala Tineretului deja la Căușeni. Să lăsăm așa Capitala Tineretului în sud-est, așa să meargă, să nu propulsăm pe la nord sau prin altă parte a țării. Iată că, doamnelor și domnilor, Capitala Tineretului reprezintă o inițiativă inspirată din experiența Forumului European de Tineret și presupune selectarea unei localități din Republica Moldova în cadrul căreia pe parcursul unui an sunt concentrate un șir de activități de tineret. Pentru anul 2022 a fost selectat orașul Ștefan Vodă fiind desemnat cu titlul drept capitala tineretului. Noi vom fi cu ochii pe tinerii din Ștefan Vodă și vom încerca să vedem cât de activi sunt aceștia, ce activități propuse sunt desfășurate în cadrul Capitalei Tineretului și cu siguranță la finele acestui an vom avea multe lecții de învățat de la tinerii din Ștefan Vodă, care iată că sunt activi și zic că ei vor să atragă toate categoriile de tineri în cadrul Capitalei de Tineret. Eu vă reamintesc că am discutat cu Maria Chiseliț, Asociația de Dezvoltare Durabilă Generația Pro, și Vitalie Lazarev, Asociația Internațională a Tinerilor, iar împreună cu noi, prin Skype, a fost Alexandru Corceac, tânăr din Ștefan Vodă, care iată că lucrează la o strategie de tineret, dar s-a implicat activ și în cadrul activităților, în identificarea activităților în cadrul Capitalei Tinerilor. Eu vă mulțumesc pentru atenție, pe curând!